1239 de 32 de pacienți de COVID internați la terapie intensivă avem în ultimele 24 de ore. Este un număr mai mare decât ieri, când au fost 1203 pacienți. Practic, din nou, sistemul de ATI din țară este sufocat, nu doar la noi. Știm că și în alte țări europene sunt pline secțiile care tratează formele grave de COVID-19. Ceea ce nu înțelegem este de ce nu s-a mărit numărul de paturi în anul care a trecut, de la începutul pandemiei. De problemele de care se lovește sistemul medical, vorbim cu medicul infecționist Adrian Marinescu, director medical la Matei Balș. Bună ziua! Bună ziua! Ce îi oprește pe cei din guvern să mărească această capacitate a secțiilor ATI? Așa cum s-a discutat de mai multe ori, cea mare problemă nu este legată de paturile în sine, ci de personalul medical avizat și specializat. Pentru că degeaba avem aparatură, mă refer la paturi și la tot ceea ce e necesar, dacă nu avem și personalul corespunzător. Noi am vorbit încă de la începutul pandemiei despre următoarea soluție. Și nu vorbim doar de terapie intensivă. Spitalele mari, unde se poate face un dublu circuit COVID-non-COVID, ar trebui să o facă. Vorbim și de terapie intensivă și de secțiile de non-terapie. Pentru că e clar că în viitorul apropiat, cifrele ne arată foarte clar că va fi nevoie de mai multe paturi. Și de terapie, și de secțiile normale pentru circuit COVID. În toată țara mai avem doar 30 de paturi ATI disponibile. Dacă trendul ăsta ascendent al infectărilor se menține, cum rezolvăm situația? Unde vor ajunge pacienții care sunt în stare gravă? Vor ajunge în spitalele care acum nu sunt în circuitul COVID și care au terapie intensivă. Este situația de urgență pe care o putem găsi și ar trebui să ne așteptăm. Lucrurile așa se vor întâmpla. Cât credeți că o să mai dureze acest trend ascendent? Până la sărbătorile pascale, mai scade numărul, mai crește? Cum estimați, cum vedeți toată situația din prezent? Deocamdată lucrurile sunt clare. Valul al treilea este la început. Deci clar că săptămânile care urmează vor fi la fel de grele. M-aș gândi pas cu pas. Să sperăm într-adevăr că dacă avem o campanie de vaccinare care va fi susținută, așa cum s-a întâmplat și până acum, ușor, ușor presiunea o să scadă, dar lucrurile nu se pot vedea imediat. În care însemna să avem totuși un procent cât se poate de mare din cei care sunt vulnerabili. Ori în România o treime, foarte probabil că sunt persoane vulnerabile. Asta ar însemna să avem un procent de cel puțin 30%, dacă nu mai mult, de persoane care au fost vaccinate. Dar cum vă descurcați în acest moment la ATI, la Institutul Matei Balș? Mai aveți locuri libere? Nu avem locuri libere și în momentul în care se eliberează un loc, lăsăm la o parte cererile din afara spitalului, sunt pacienții din spital care se degradează sau sunt deja în stare gravă și au nevoie de terapie intensivă. Vă spuneam mai devreme că nu e vorba doar de locurile de terapie. La noi avem practic în fiecare zi peste 200 de prezentări de pacienți cu infecție SARS-CoV-2. Dintre aceștia, un procent destul de important au nevoie de internare, ca au forme medii, forme severe sau chiar forme critice. Nu e deloc ușor. Cât despre personal, aveți suficiente cadre medicale care să îngrijească persoanele care vin zilnic în număr mare? Aici s-a discutat încă de multă vreme. Cu siguranță că personalul este insuficient. Și vorbim mai ales de terapie intensivă, unde clar că necesitățile sunt mult mai mari, dar vorbim și de secțiile normale. Și în condițiile în care există o presiune mare la camera de gardă și 24 de ore din 24 sunt mulți pacienți care vin și care trebuie să fie evaluați, pacienți gravi, categoric e insuficient personalul. Vreau să ne referim concret la situația de la Matei Balș, pentru că o cunoaște cel mai bine. De câte cadre medicale ar mai fi nevoie pentru ca să nu fie extenuate cele care sunt acum? Cred că, în primul rând, vorbim de terapie intensivă și vorbim de un personal medical care să fie specializat pentru paturile de terapie intensivă. Mă refer, în primul rând, la medici, dar mă refer și la asistente. Cred că, în primul rând, aici ar trebui să lucrăm, pentru că, în acest fel, și la Matei Balș și în alte spitale de profil, am putea să creștem capacitatea secției de terapie intensivă, să fie mai multe paturi. Mulțumesc mult pentru toate informațiile.